Bună ziua, sunt Vero Guiman de la HPDI și în ultima perioadă am tot mers pe la conferințe de resurse umane sau conferințe de business și unul dintre top lucrurile care s-a tot repetat, să zicem, în ultimii 5 ani de zile de când fac lucrul ăsta, este millennials. Ce facem cu millennials? Cum să avem o retenție mai mare pentru această categorie de personal? Cum să ne comportăm cu ei la muncă? Cine sunt acești millennials? Cum să-i conducem? Și personal, eu cred că deja punem mult prea mult eticheta asta de millennials, în primul rând, și în al doilea rând, nu ne întrebăm ce ar trebui să facă și ei ca să fie mai motivați, ca să avem un engagement mai mare din partea lor. Cursul acesta, care are ca scop final niște millennials un picuț mai implicați, are trei obiective mari care pe mine m-au atras. Primul, pentru millennials, este acel obiectiv de a înțelege că e ok să-ți dorești lucruri mari. Dar întrebarea e ce ești dispus să faci tu ca millennials pentru a obține acele lucruri mari. Un al doilea obiectiv foarte important este conștientizarea relaționării cu cei din jur și cât de important este să înțelegi dinamica dintre grupuri. Nu noi, ca și trainer HPD, ne-am dat seama că grupurile trebuie să treacă prin anumite faze în decursul unei perioade de timp pentru a deveni eficiente. Și tocmai de asta e important ca millennials să înțeleagă că e ok să ai răbdare pentru a avea relații mai bune cu cei din jur. Cel de-al treilea obiectiv al acestui training este pentru millennials să înțeleagă cât de important este să ceri și să primești feedback. N-am fost obișnuit să cerem feedback, n-am fost obișnuit să primim feedback, n-am fost obișnuit să dăm feedback. Așa că, ușor, ușor, dacă învățăm să dăm, dacă învățăm să primim feedback, cred că potențialul de a rămâne în companie, de a avea engagement mai mare în cadrul millennials, este cumva îndeplinit. Cu ce e cursul ăsta diferit față de ce există deja pe piață? Cred că este singurul curs care se poate adresa millennials, către millennials și este despre millennials. Este despre a te cunoaște pe tine ca millennial și despre cum să devii tu mai implicat în locul de muncă. Și ca și final, eu cred că dinamismul, implicarea, viteza, inovarea de care sunt în stare acești millennials alături de experiența, expertiza oamenilor care au ceva ani în spate în business, cred că cumva pot fi ca două pedale a unei biciclete care va merge mult mai repede față de o bicicletă care merge cu o singură pedală sau cu două jumătăți de pedală.